cadrul unui proiect susținut de UN Women, Asociația Obștească Ofelia a deschis un centru de reziliență a femeilor Ofelia în clădirea în care este dotată și o bucătărie. De aici a venit ideea pentru a asigura durabilitatea centrului și pentru a avea resurse financiare suplimentare în scopul susținerii femeilor și copiilor din comunitatea Cahul. Noi ne-am gândit să dezvoltăm și societate cu răspundere limitată, un antreprenat social. În cadrul întreprinderii ne-am propus să preparăm prânzuri calde pe care le livrăm în fiecare zi la oficiile clienților noștri. Totodată dorim să organizăm coffee break-uri, pauze de cafea și pauză de prânz pentru evenimente din oraș, precum forumuri, business summit-uri, ateliere de instruire, diferite activități care se desfășoară la noi în Cahul, orașul fiind unul foarte activ. Aici ne aflăm în cadrul bucătăriei la ora 12. Exact în aceste spații noi pregătim prânzurile pe care le livrăm zi de zi. Ne stăruim să fim alături de clienții noștri în fiecare zi cu prânzuri proaspete, calde, delicioase și preparate din cele mai naturale ingrediente. Compania ne permite să creăm locuri de muncă pentru persoanele din mediul rural, aflându-ne într-o localitate rurală, pentru persoane aflate în dificultate inclusiv și totodată ne permite să întreținem spațiul, să întreținem clădirea, astfel încât să asigurăm sustenabilitatea, durabilitatea centrului nostru de reziliență a femeilor. Acum lucrăm la etapa de a atinge toți indicatorii necesari pentru a fi înregistrați ca antreprenor social. La moment avem deja încadrat în câmpul muncii persoane cu dizabilități și aflate în dificultate. Ulterior, 90% din veniturile obținute urmează să fie reinvestite în dezvoltarea companiei, iar după aceea vom fi eligibili să aplicăm, să ne registrăm ca antreprenor social. Sunt cerințe clare care ar trebui să existe, astfel încât să fie posibilă delimitarea între un antreprenoriat obișnuit și un antreprenoriat social. Inima echipei noastre sunt bucătăriesele noastre, doamna Natalia și doamna Angela. Tamar sunt în proces de lucru, pregătim astăzi o pauză de cafea, pe lângă prânzurile zilnice noi pregătim și coffee break-uri la evenimente, forumuri, instruiri, ateliere și așa mai departe. La fel suntem disponibili să deservim și persoanele fizice la toate sărbătorile și evenimentele deosebite din viața lor. Vrem să aducem o notă de culoare, de splendoare la toate evenimentele frumoase din viața fiecărui client. За полтора месяца нашей работы мы имеем огромное количество клиентов, довольных. И наша семья, так ее назову, становится все больше и больше, потому что людям очень нравится наша еда. Они хвалят ее, друг другу передают, естественно. И люди к нам прибавляются через соцсети. И уже так как бы двигаемся мы через соцсети, Инстаграм. И группа есть в Вайбере, Фейсбук. Мы каждое утро обновляем меню, люди это видят и заказывают. До 11 часов мы принимаем у них заказы и уже стараемся как можно скорее развести наши теплые блюда, вкусные, всем, которые очень нравятся. Avem planuri foarte ambițioase. Ne dorim să lărgim gama noastră de produse. Deja am aplicat la mai multe proiecte, unul dintre care l-am câștigat. În urmare o să dotăm bucătăria noastră cu utilaje performante noi, care ne va permite să producem produse noi și totodată să creăm încă locuri de muncă, ceea ce ne bucură foarte mult că putem să ne mărim echipa chiar de la început de cale. Toți ne dorim să trăim într-o lume mai bună, iar antreprenoriatul social vine să contribuie la acest scop. Prin antreprenoriatul social noi reușim să ajutăm persoanele aflate în dificultate, noi reușim să fim alături de cei care au nevoie de noi și totodată suntem parte, componentă a dezvoltării economiei locale, ceea ce este foarte important pentru toate aspectele. Dacă intrăm în detalii, de la achitare de impozite, unde merg aceste alocări și așa mai departe. Deci eu consider că antreprenoriatul social este o verigă importantă dezvoltarea economică a oricărei comunități.